Strehaia este un șantier în lucru. În acest moment se lucrează atât la modernizarea infrastructurii rutiere, cât și la modernizarea infrastructurii de sănătate. La sfârșitul acestui an, peste 45.000 de mehedințeni, beneficiarii vor avea șansa la un sistem de sănătate eficient și performant. Președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, a acordat de-a lungul timpului o atenție deosebită în ceea ce privește modernizarea infrastructurii de sănătate la nivelul județului, dar și a infrastructurii rutiere, astfel încât mehedințenii să beneficieze de cele mai bune condiții de trafic. La Strehaia, de exemplu, lucrările sunt în plină desfășurare, atât pe strada Câmpului, acolo unde s-a turnat deja primul strat de asfalt, dar și la cele două unități medicale, Spitalul Orășenesc și fosta policlinică. Astăzi în orașul Strehaia pentru a participa împreună cu domnul primar Ion Giura la o vizită pe șantierele mari deschise în această comunitate și de către Consiliul Județean și de către noi împreună cu primăria, având de fapt un parteneriat, și cu această ocazie am vizitat și șantierul primăriei cu privire la reabilitarea și modernizarea Spitalului Orășenesc de aici, unde va fi o construcție modernă în maxim un an de zile. De fapt, termenul asumat de către constructor este finalul acestui an. Am constatat că după această perioadă de pandemie, când au fost totuși perioade care au determinat oarece întârzieri în executarea lucrărilor, în această primăvară totuși a început să se lucreze într-un ritm alert pe șantierul de la spital, pe șantierul celălalt de la fosta policlinică orășenească și pe acest șantier privind modernizarea drumului județean care pleacă din Strehaia, această stradă a Câmpului și traversează toată comuna Grozești. Strict în ceea ce privește Strehaia, s-a turnat primul strat de asfalt, s-au făcut trotuarele accese la proprietăți, acum se lucrează la asfaltarea racordurilor cu străzile laterale. Lumea în general este mulțumită, s-a lămurit, zic eu, și problema privind preluarea apelor pluviale din această zonă. Va fi o lucrare modernă aici pe drumul județean, cum de altfel vor fi niște lucrări de calitate care se vor termina în scurt timp și la fosta policlinică și la spitalul orășenesc. Îl felicit pe domnul primar pentru implicarea de care a dat dovadă în toată această perioadă și îl văd că și în continuare, chiar dacă campania electorală a trecut, a fost reales pentru încă un mandat, îl văd în continuare foarte activ și implicat pentru rezolvarea problemelor comunității strehaiene. Lucrările avansează într-un ritm alert, iar rezultatele se văd deja pe toate domeniile. Primarul localității Strehaia, Ioan Giura, este încântat de această investiție, fiind omul faptelor bune pentru locuitorii orașului. De asemenea, acesta a dat dovadă de o implicare continuă, monitorizând îndeaproape lucrările. Lucrările continuă, se accelerează într-un fel mult mai bine după o perioadă critică, perioada pandemiei, după anul 2020, care a fost un an atipic. Am făcut o vizită împreună cu domnul președinte Aladin Georgescu pe șantierul de la Spitalul Orășenesc Strehaia, pe șantierul de la Policlinică. Întârzierile nu sunt mari, sunt promisiuni din partea constructorilor că vor recupera întârzierile anului trecut. Ne aflăm acum pe drumul județean pe care avem și noi, strada Câmpului, strada locală, și aici se văd semne că în curând vom inaugura și este un succes administrativ local și județean. În ceea ce privește modernizarea infrastructurii rutiere din Strehaia, pe strada Câmpului s-a turnat primul strat de asfalt între drumul național și calea ferată. S-au realizat rigolele, accesele la proprietăți și trotuarele și în această perioadă se lucrează la racordările și drumurile laterale. Pe DN 607 lucrările continuă către comuna Grozești, la podul de la ieșirea din Strehaia.